NATO. Practic, România și-a îndeplinit integral și la termenele stabilite obiectivele asumate, în concordanță cu nivelul de ambiție al Alianței și cu măsurile adoptate în 2014 la summitul din Marea Britanie, ceea ce demonstrează că suntem un aliat credibil. O dovadă în acest sens este și faptul că am crescut cheltuielile pentru apărare și o vom face în continuare până la atingerea nivelului de 2% din PIB anul viitor.